făcut Overwatch-uri de mult timp, așa că am zis hai să încercăm din nou. Poate că, na, o să vă placă mai mult, pentru că am mai făcut și noi mai mulți abonați și asta. Și poate o să fiu un pic mai apreciat. Din câte vedeți și voi, nu numai eu, suspectul nostru cu siguranță are AIM. Să vedem dacă are și UL. Și dacă îi vom bifa și griffing sau, eu știu, alte chestii, să zic. Hai să vedem. Dar până atunci aș vrea și eu să verific dacă filmez. N-aș vrea să vorbesc singură degeaba. Da, se filmează, este totul în regulă. Sper să se și audă ok. Să fie totul în regulă. Și haideți să ne uităm la The Suspect. Îl știe pe ăsta aici. Mamă, ce i-a dat-o pe-n peretul ăla. Nu în ultimul rând, băieți, vreau să vă spun că zilele acestea vreau să fac un Q&A, nu Q&A, Q&A eventual o să-l facem la 2K abonați, vreau să fac un challenge, am cu Tranquila și lăsați-mi voi în secțiunea de la comunitate acolo. Mamă, deci, clar, e codat versus codat, deci e clar, treaba o să fie interesant overul acesta. Vreau să vă spun să lăsați acolo la comunitate ce, nu știu, ce întrebări aveți voi acolo să ne adresați nou. Am văzut că deja am strâns câteva, deci sper să fie să iasă ok. Da, deci overul acesta pare destul de interesant pentru că este codat versus codat, pentru că nu doar ei au codat. Și primul de la ei cu siguranță are cod, dar și primul de la echipa noastră, zicem așa, de la Tero au cod. Deci ei, este bine pentru ei, nu? Ia să vedem. Mamă, ce le-a dat cod. Uite, e de ce la care, da, se pare că ăla nu le dă bine codurile, nici cod nu se descurcă. Păi ăștia stau în bază, săraci, ce drag să mai fac. Le dă cu automata. Chiar sunt curioasă să vedem câte like-uri reușim să facem la acest episod, v-am spus. Pentru până acum nu merge chiar atât de bine overwatch-urile, pentru că, na, nu știu, aveam mai mulți abonați care preferau Brawl-ul sau alte jocuri. Dar acum, având în vedere că am mai crescut și noi cu canalul, poate sunt mai mult doritori de meciuri de Overwatch și sper să vă placă, pentru că, na, nu neapărat trebuie să jucați CSGO, dar este un joc interesant și, în primul rând, îmi apreciați mie munca dacă apăsați pe butonașul de like. Chiar dacă nu jucați acest joc sau știu eu, poate într-o zi o să-l jucați și voi. Da, nu știu, până acum cred că am putea să-i bifăm doar UL și AIM. Altceva n-am văzut. Griffing n-am văzut să vadă, să facă. Deci, da. Dar le dă pe nasul rău tare. Și cu UL-ul și cu AIM-ul. Nu se încurcă băiatul. Și cam asta a fost, da, deci îi vom bifa și griffing și AIM. Alt ajutor extern, sincer, nu am văzut și nici griffing nu am văzut să facă. Deci nu avem de ce să-i bifăm, așa că haideți că ne revedem la următorul demo. Și uite și al doilea demo. Ia să vedem, tot pe miraj, frate, toate sunt pe miraj. Mamă, deci are 24 de kill-uri, 11 morți și 2 asistări, nu, până acum nu pare suspect băiatul. A dat 2 hearing-a, dar n-a nimerit, mamă, și asta altă încercare. Asta i-a dat un pic nasol. Ia să vedem. Ia să vedem ce este cu el. Până acum nu i-a sărit, dar a încercat un nou scope acolo, dar
Nimica deocamdată, nu știu ce să zic. Ia. Să vedem ce face de acum încolo. Ok, pe asta nu, nu știu, e un pic ciudat pentru că majoritatea au fost cap. Acum... A dat un prefire acolo, a fost dubioasă asta. Și văd că știi și pe ăștia aici. Siguranță, un pul... Un... What the fuck era, zic? Un pui de oal. Mamă. Da, nu băgați asta în seamă. E târziu. E la o oră, târziu. Și... Să găsim ca scuză asta. Voi apăsați doar butonul de like acolo și abonați-vă dacă nu sunteți abonați la canal, dacă vreți să mai vedeți și alte Overwatch-uri, episoade cu diferite jocuri sau live-uri. Vă aștept să vă abonați. Mă, deci wall mai mult ca asigurare, un wall. La ce prefire a încercat să dea pe wall-ul și chestii, cu siguranță un pui de wall-ar. Deci, da. Acum, nu știu exact ce să zic de aim. Sincer, până acum am dat foarte multe capuri. Da, nu știu, hai să mai vedem. Deci de asta chiar nu pot să-mi dau seama atât de repede. Uite, deci iar cap. S-ar putea să aibă și un aim, dar un aim destul de bun, așa să zic. Adică nu-i s-a rețintă atât de nașpa. Uite, deci acolo a ratat. Acolo iar ia da cap, de asta zic că... Nu, 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 are, 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 nu am încă sigur. Are și aim, doar că e un aim cât de cât mai silențios, să spunem. Cam așa parcă se zice, deci, nu știu, deci... Dacă sunteți mai experimentați în chestii de genul, să nu mă vinovățiți pe mine pentru că nu știu prea multe, gen în domeniul ăsta, decât, nu știu, lucruri mai de bază, nu știu, chiar toate chestiile astea mărunțele și de așa, nu știu să le spun, și poate uneori mai greșesc, dar ce să zic, cu timpul o să le învățăm. Cel puțin eu asta vreau. Vreau să învăț din ce în ce mai multe, mai să fac totul mai bine. Dar asta e cu timpul, n-am ce să fac. Dar cred că am zis corect. E una e mai silențios. Din parcă așa știam că se spune. Oricum, dacă... Mamă, ce... dacă aveți ceva să-mi spuneți, gen, așa nu e nicio problemă, eu le iau de bază și învăț din ce îmi spuneți voi. De exemplu, la început nu știam că dacă apăs pe X, îi văd eu, știi, gen, pe-n perete și chiar m-a ajutat chestia asta. Și vă mulțumesc. Da, deci, cred că o să-i bifăm și lui pentru că cu siguranță are, v-am zis, griffing și altceva nu are, deci nu avem ce să-i bifăm. Așa că, cum v-am învățat, o să facem și al treilea demo. Și uite și al treilea demo. Hai să vedem ce face și suspectul al treilea. Bine că este și pe altă mapă și nu este tot pe miraj, pentru că era clar. Era clar, clar, da, era iar pe miraj. Bine că mai s-a schimbat mapa. Oricum e una pe miraj, nu știu, nu prea îmi place să joc, pentru că sunt foarte mulți codați, la fel și pe Dust. Dar nu pot să zic că nu sunt niște mapă ok, dar na, de obicei vreau să le joc și mapa mea preferată. Așa că hai să vedem ce face suspectul. Drăguț skin-ul pe bloc. Asta i-a dat-o la picioare, văd că nu-i sărit ținta. Asta a fost un pic ciudat, ori a fost chiar un pic sacadat, ori nu știu. Hai să mai vedem.
Oricum, nu uitați acolo să apăsați pe butonașul de like, să strângem, nu știu, vreo 30 de like-uri, cu siguranță cred că reușim. Să strângem 30 de like-uri și abonați-vă dacă nu sunteți abonați la canal, apăsați pe clopoțel, dați și un share la prieteni dacă vreți. Și, nu știu, hai să vedem ce mai face suspectul. Pare destul de ok. Hai să vedem ce scor are. E penultimul săracu, are și el 10 kill-uri și 14 morți. Dar nu pot să-mi dau seama. S-o activa mai târziu. Nu știu. Cred că o să-i dăm un report pe Griffin pentru că stă aici în bază și nu face nimic. Poate de asta o fi primul report? Nu știu. Hai să vedem. Dă niște bombe aici, care nu-i nimeni. De asta zic, nu pare deocamdată. Mamă, ăla i-a dat un cap și prin ușa aia. Poate o fi fost bulan. Hai să vedem, nu știu. Mai vedem în continuare. Oricum, măcar nu le dă pe față ca ce. Măcar atât. Ai de doamne. Sau l-am lăudat prea mult? Ce ziceți? Cred că l-am lăudat prea mult și se dă pe față și începe măcar, încearcă, nu știu să vă zic. Oricum, părea mai ok. Ai, clar. Este clar și cu ăsta. Mi-a așa doar să găsesc și eu niște suspecți nevinovați, sincer, sau niște suspecți cu skin-uri mișto. Să avem și noi ce vedea și la ce să ne uităm, nu? Să ne holbăm și noi la ceva frumos. Dar, da, ori cred că s-a activat mai degrabă când a stat atunci degeaba, pentru că nu a avut nimic săracul până acum, dar mai mult ca sigur când a stat atunci în bază, când am zis noi că îi dăm de Griffin, mai mult ca sigur atunci s-a activat. Deci, sută în mie, atunci a fost momentul glorios. Da. Deci, ce să zic? Avem 3 suspecți, 3 codați. Despre ce să vorbim? 3 ruși? S-a enervat băiatul nostru și după penultimul, ultimul loc a ajuns primul. Iau pe fel de... Chiringuța îi injectează. Haide, mă, serios. Puteai să faci orice, mâncați aș, dar nu asta, mă, frate. Mamă, dar are skin mișto pe arma asta. Chiar arată bine, prea scump, nu știu să vă zic dacă este, nu cred că e chiar atât de scump, dar arată super mișto. Și și tatrac. Oh, bun, mă. Ce jex bun ieri. Of, of, of. Da. E clar. Are și... Oh, oh. Banii ca apare din față. Ia uite. Măcar skin-ul ăla să fie și altceva în capul lui. Bine măcar că nu face false, gen să meargă numai cu capul în jos și stă cu capul în jos doar când vede că e ăsta. Vede, bineînțeles. Are și wall și de tot. Ia uite. Ăsta va primi și urma cu de toate, ce să vă zic. Ceilalți nu, el da. What the fuck, de ce s-a întâmplat asta? Ok. Cred că n-am mai făcut el niciun kill până acum. Cum de arătat. Mă, văd că are skin și pe AVP băiatul. Bă, ca de skin-urile alea. Of.
Nu știu cum vă zic, dar m-a pălit și un somn. Da, am zis așa, zic, haideți să fac un video pentru că nu v-am mai pus niciun episod de ceva timp. Și uite cam și asta a fost și cu acest demo. Lui o să-i bifăm și urma cu de toate. Lui domnul cu injecția. Cam asta a fost videoclipul. Eu am fost Pisic, ne revedem data viitoare și nu uitați acolo să mă susțineți cu un like, cu un comment și cu ce mai vreți voi acolo, cu un subscribe. Așa că eu v-am pupat și vă urez o seară bună. De fapt, seara este acum, dar mâine când o să-l pun o să fie seară, dar oricum nu contează, înțelegeți voi ce am vrut să zic. Așa că v-am pupat!